public speaking support. Vorbam aseară cu Betty, care ar fi trebuit să fie momentan aici, dar întârzie ca de obicei, despre întâlnirea de azi de public speaking. Și cineva ne întreba dacă e un fel de alcoolici anonim. Și am stat așa un pic și m-am gândit și am ajuns la concluzia că da, e un fel de întâlnire a alcoolicilor anonim. De ce spun asta? Pentru că ne dorim să fie un mediu safe, în care orice spunem, nu ni se întâmplă nimic rău, un loc în care să experimentăm, un loc în care toți suntem prieteni și lucruri de genul ăsta. Care este scopul final? Inițial este să ne învingem teama de a vorbi în public și ulterior, adică de obicei nu se abordează discursurile, nu e prima dată, așa, și ulterior să devenim speaker mai bun. Cum facem asta? Cum devenim speaker mai bun? În două moduri. Unu, stând aici și ținând speech-uri, de preferat despre lucruri care ne pasionează, lucruri cu care ne simțim confortabil. Și al doilea mod este stând aici. Și stând aici înseamnă că dăm feedback și feedback-ul fiind cel mai valoros cadou pe care putem să-l oferim celor de pe scenă. De ce este important să dăm feedback? Este important odată să stăm noi acolo și să analizăm omul și să luăm cei mai buni din fiecare și să ne facem noi discursurile mai bune ca ulterior să venim și noi aici să ținem discursuri. Dar este foarte important și pentru cel de pe scenă. Există două feluri de feedback. Feedback constructiv și feedback apreciativ. Pe care, ținând cont că noi avem întâlnirile sâmbătă dimineața, vă recomand și eu una n-am mâncat din dimineața asta și poate nici mulți dintre voi n-ați mâncat, vă recomand să-l servim sub formă de sandwich, adică la început feedback apreciativ, după care feedback constructiv și la sfârșit din nou feedback apreciativ. Câți dintre voi știți despre fereastra Iohai? Ăla eu, Paul, da. Fereastra Iohai arată cam așa. E pe toată lumea? La înălțimea mea ar trebui să vedem. Aici avem ce știu eu despre mine. Aici este ce știu ceilalți despre mine. Nu știu eu despre mine. Și aici este ce nu știu ceilalți despre mine. Ce este absolut fantastic la feedback? Pe lângă faptul că, evident, aflu ce știu, nu știu eu despre mine, dar știu ceilalți, adică aflu ce este aici, doar prin feedback putem să accesăm cumva locul ăsta care teoretic este gol. Nu știu nicio despre ceilalți, nu știu nici ceilalți despre nu știu nicio despre mine, nici ceilalți despre mine. Și singura variantă care putem accesa locul ăsta un pic este prin feedback. Ce se întâmplă când dăm și primim feedback? Fereastra asta se micșorează. Nu o să aflăm tot ce se află aici, dar se micșorează. Și de aceea este foarte important să dăm feedback. Sunt câteva reguli legate de feedback. Nu dăm feedback la feedback. În sensul că dacă tu mi-ai dat feedback, că discursul a fost bun, dar pe parcurs, spre sfârșit, ai pierdut din energie și nu mai știu eu ce, eu nu vin și țin o teorie în care te explic cum eu azi noapte n-am dormit și sunt obosită și din cauza asta eu nu am putut să țin un speech bun. Și nici nu tu, e foarte important să nu-mi dai feedback
legat de conținut. Nu contează foarte mult conținut. Noi când venim aici vorbim despre lucruri care ne pasionează, care, despre care ne e ușor să vorbim, dar noi din public nu dăm feedback la conținut, nu asta e relevant. Important este să dăm feedback la felul în care am prezentat speech-ul respectiv. Ce mai este important? Să acceptăm feedback-ul și să nu ni se pară foarte ciudat că o persoană ne-a spus vai cât de mult ai de îmbunătățit aici și o altă persoană ți-a spus pe același domeniu că ei i-a plăcut. Noi suntem diferiți, avem experiențe diferite, valori diferite și e important să acceptăm orice feedback, să spunem mulțumesc la sfârșit și acasă să avem răbdare, să ne gândim ce putem să extragem noi valoros pe viitor din feedback. Ce vă invit eu acum este să veniți aici, în locul meu, și să țineți un discurs și să încercăm împreună să devenim mai buni, pentru că ne lovim de vorbit în public mereu.